Sperăm că vom reuși să marcăm. Întâlnim într-adevăr o echipă foarte solidă defensiv, fără și cu experiență, jucători cu experiență, foarte grupați pe faza de apărare. Nu și ia foarte multe riscuri și o echipă care foarte pragmatică pe faza de atac. Trebuie să fim atenți la ocaziile pe care sper să ne le creăm, să înscriem. Pentru că probabil nu vor fi multe împotriva unei echipe precum CFR. Știu că un play-off n-a mers de bine. Sperăm că anul ăsta să fie invers și să avem rezultate foarte bune și să câștigăm campionatul. Crezi că va fi o presiune mare pe CFR sau e obișnuită cu public așa numeros și gălăgios? Au jucat pe Celtic Park, au jucat pe Olimpic, au jucat pe stadioane... Da, Oblemenco e Oblemenco. Nu e ușor aici. Toți adversari care vin la noi acasă, eu zic că nu joacă la potențialul maxim. Acum vom vedea. Sperăm ca noi să fim mult mai buni și să scoatem cele 3 puncte.